succesul deosebit pe care l-a reportat clubul de fotbal FCM Dorohoi, promovând în Liga a 4-a, reintroducând Dorohoi în circuitul de fotbal profesionist. Fapt pentru care eu le mulțumesc de partea primării, de partea mea personal și de partea tuturor dorohoienilor care iubesc fotbalul și care vor iubi în continuare această echipă care poartă numele de Dorohoi. Aș fi vrut ca la această festivitate să fie mai mulți spectatori, dar asta e situația. Dacă ar fi jucat probabil echipa noastră, tribunele erau pline. Eu vă doresc tribune pline la fiecare meci și rezultate pe măsura așteptărilor dorohoienilor și pe măsura talentului și pregătirii pe care voi o să o faceți. Îmi pare rău că nu este astăzi unul din cei mai importanți artizani ai victoriei, aici mă refer al promovării acestei echipe, aici mă refer la domnul Mihalache Victor, care din păcate n-a putut să ajungă la această oră și aș vrea să mânez diplomele. Spuneam că domnul Victor Mihalache nu este, așa că o pun la prezentare. Dar totuși să-l aplaudăm pentru că merită. Vreau să mai spun că la această premiere alături de mine sunt domnul profesor Mandache Ilarion, care nu mai trebuie să-l prezint, și domnul fost fotbalist și actual suporter înfocat al echipei noastre, domnul Nenișcă, mai cum îi spun alții, Neneu. Da? A doua diplomă importantă se acordă clubului sportiv FCM Dorohoi. Aș vrea să ia mare steatru, se acordă domnului Vespasian Colban, antrenor principal CS FCM Dorohoi, pentru contribuția adusă la promovarea echipei, am succes numai o diplomă, clubului sportiv FCM Dorohoi, pe scena fotbalului profesionist în cadrul Ligii a 3-a de fotbal din România. Aceeași diplomă, organizator competiții, CS Dorohoi, se acordă domnului Victor Bordean. Avem diplomă și pentru cel care a avut grijă de sănătatea fotbalistilor, domnului doctor Călin Baciu. Acum am diplome cu numele tuturor jucătorilor. Eu am să citesc jucătorii, ei vor veni într-o anumită ordine pentru că este bine să le auzim numele. Alexandru Mihai. Hai,